Bun găsit, prieteni! Știți ce zi este astăzi, da? 14 iulie, aniversarea Marii Revoluții Franceze. Profit de această ocazie pentru a transmite un salut cald, revoluționar, tuturor celor care de-a lungul istoriei au făcut revoluții adevărate, adică au omorât aristocrați, regi, împărați. Transmit salutul meu celor care i-au executat pe Ludovic al XVI-lea și pe Maria Antoaneta. Transmit de asemenea salutul meu revoluționarilor ruși comuniști bolșevici care l-au executat pe criminalul de țar Nicolae al II-lea Romanov și toată familia criminalului de țar Nicolae al II-lea Romanov. De ce? Pentru că se vorbește tot mai mult de reabilitarea criminalului țar Nicolae al II-lea Romanov. În Rusia putinistă el deja a fost reabilitat și există un cult al țarului Nicolae al II-lea în Rusia putinistă. Putin se consideră un fel de mântuitor al Rusiei care lichidează moștenirea bolșevicilor malefice a lui Lenin și celorlalți. În fine, Putin se consideră un antibolșevic. Astăzi vreau să arăt că această familie Romanov, care a domnit în Rusia din 1613 până în 1918, este vinovată de crime cumplite, de-a dreptul cumplite, care justifică execuția lor brutală de către bolșevici într-o frumoasă, frumoasă zi de iulie sau seară de iulie, că nici nu mai știu, anului 1918. Care ar fi capetele de acuzare pe care le formuleze împotriva criminalului Nicolae al II-lea Romanov și a întregii familii Romanov de la 1613 până la 1918? Păi, în primul rând, faptul că au fost împărați, țari, ce au fost ei, capete încoronate, monarhi, viermi cu sânge albastru, nu? Că dacă strivești un vierme, sunt șanse foarte mari să găsești, să vezi că sângele este albastru. În primul rând, însuși faptul că a fost țar, rege, împărat, ce mama măsii a fost, cap încoronat. Da? Asta, în prin el însuși este o crimă. Trebuie să știți că familia lui Nicolae al II-lea a avut averi fabuloase, care sunt estimate, calculând în banii de azi, între 200 de miliarde și 300 de miliarde de dolari, mai mult decât are Jeff Bezos, Elon Musk sau Bill Gates. Averi fabuloase în banii de acum, dar și în banii de atunci, în timp ce poporul rus trăia foarte prost. Eu am avut ocazia să citesc statistici ale vremii, de acum un secol și ceva, să zic 1908-1909, privind mortalitatea și am constatat că în condițiile în care mortalitatea în București era mai mare decât în majoritatea orașelor occidentale, mortalitatea în orașele rusești, Moscova, Sankt Petersburg, Odessa, era chiar mai mare decât la București. Era cea mai mare mortalitate din Europa, dacă vă vine să credeți, în Rusia țaristă, pe la 1908-1909. Păi este frumos ca împăratul să aibă asemenea bogății în timp ce poporul o duce atât de prost? Mă scuzați că întreb. Răspunsul meu este că prin însuși faptul că împăratul este atât de bogat și luxos într-o țară atât de săracă, prin însuși acest fapt este un criminal. Cât de bogat era țarul? Mai concret, averea lui provenea în mare parte din zecile și sutele de milioane de hectare de pământ pe care le avea. Era cel mai mare moșier al lumii. Numai în regiunea Ural și Transbaicalia, Nicolae al II-lea deținea 65 de milioane de hectare de pământ. Dacă vă vine să credeți. Numai în regiunea Altai și Transbaicalia, 65 de milioane de hectare de pământ. Avea mine de aur, de cupru, de diamant. Și era acționar, între altele, la acea mină din Siberia unde s-au răzvrătit acei muncitori ruși în 1912, când au fost împușcați cam 300 de muncitori. El era acționar acolo la minele de aur de la Lena
Și deci poartă răspunderea directă pentru moartea celor 300 de muncitori, că muncitorii de la Lena au fost împușcați ca să apere interesele capitaliste ale țarului vampir. Vedând aici că acest țar vampir era nu numai mare moșier, ci și un mare capitalist, unul dintre cei mai mari capitaliști ai Rusiei. Ați văzut bijuteriile fără seamăn care îți iau ochii, safire, rubine, diamante pe care le deținea acest Nicolae al II-lea Romanov? Le-ați văzut? Vă sfătuiesc să căutați să le vedeți. Și veți aprecia mai bine ce înseamnă cuvântul obscenitate. Păi este o obscenitate să ai așa ceva în timp ce poporul trăiește atât de prost și moare de tuberculoză, de rachitism, de malnutriție și de alte lucruri. Să amintesc și de faptul că țarul Nicolae al II-lea este vinovat de moartea 10 milioane de soldați ruși în primul război mondial. Că atâția se pare că au murit, atâta pierdere a avut Rusia în primul război mondial. De ce? Pentru că el avea ideea fixă că trebuie să ajungă la Constantinopol să se încoroneze acolo împărat, urmaș al împăraților bizantini. Este vorba de celeba doctrina celei de-a treia Rome, pe care încă din 1473, marele cneaz, pe atunci nu era încă țar, marele cneaz Ivan al III-lea a îmbrățișat-o oficial. Prima Romă Roma, a doua Romă Constantinopol, a treia Romă Moscova. Și țarii aveau obsesia asta că ei trebuie să se încoroneze la Constantinopol. Ceea ce este o obsesie foarte periculoasă, pentru că a dus la moartea 10 milioane de ruși în primul război mondial. Dar ce-ți pasă ție? Și ne uităm la ei cum se plimbau cu trăsuri fastuoase, cum dansau pe la baluri, cum erau toți îmbrăcați în uniforme, aranjați, eleganți. Și nu ne dăm seama că de fapt oamenii ăia, atunci ca și acum, da? Aristocrații, regii, împărații, atunci ca și acum, nu dau doi bani pe noi oamenii simpli. Dar căscăm gura la ei, căscăm ochii la ei, să ne uităm la ei cât de luxos se poartă și nu ne dăm seama în ignoranța noastră, în inocența noastră, că acei oameni nu dau de fapt doi bani pe noi și sunt gata să ne sacrifice ca pe niște pui de găină. Bun, hai să ne gândim, hai să trec la următorul capitol, crimele țarului familiei Romanov, țarilor din familia Romanov, împotriva celorlalte popoare neruse. Imperiul rus, să știți că s-a întins atât de mult prin cucerirea, în principal prin cucerirea de popoare și pământuri străine, neruse și neortodoxe. Ajungând să fie al doilea imperiu al lumii ca suprafață după Imperiul Britanic, 23 de milioane de kilometri pătrați, mai mult decât a avut Uniunea Sovietică pe timpul Stalin, și e tot al doilea imperiu din lume după Imperiul Britanic ca și populație, da? 100 și ceva de milioane de locuitori, Imperiul Rus al Romanovilor s-a întins în principal prin ocupare, prin acapararea de teritorii nerusești și neortodoxe. Imperiul Rus al familiei Romanov a fost un exemplu de suprematism ortodox, suprematism ortodox pe care în zilele noastre l-a înviat Vladimir Putin și toți cei care da așa pe din afară de mândrie ortodoxă se uită la Vladimir Putin și l-așteaptă să vină și la noi. Ar fi un dezastru dacă Vladimir Putin ar veni și la noi. Bine, dar oricum suntem în dezastru sub NATO și UE. Noi nu trebuie să fim nici cu NATO și UE, nici cu Vladimir Putin. Trebuie să fim neutri și independenți. Da, se poate acest lucru. Acest lucru este fezabil, nu este o utopie. Ce crime a făcut familia Romanov împotriva popoarelor neortodoxe? Ar fi de amintit genocidul popoarelor musulmane din Caucaz. Din anii 1820 până la începutul anilor 1860, trupele rusești au exterminat fie prin expulzare în Imperiul Otoman, fie prin masacre, între 500.000 și 1.000.000 de musulmani din Caucaz, în principal cerchezi. De asta se mai numește genocidul cerchezilor, dar nu în exclusivitate, fiindcă au fost și alte nații musulmane, ceceni, inguși, musulmani din Dagestan, abhazi de religie musulmană și o parte au fost omorâți, alții au fost expulzați în Imperiul Otoman și mulți au murit pe drum.
Se estimează că numărul de morți în acest holocaust al cerchezilor este între 500 de mii și 1 milion. Eu folosesc termenul holocaust atunci când este vorba de un număr foarte mare de morți, dar și de o proporție foarte mare de morți. Atunci folosesc eu termenul holocaust. Când este numai un număr mare de morți, dar proporția este mică, cum a fost de exemplu la țăranii de la 1907, atunci folosesc termenul de genocid. Dar când mor foarte mulți numeric și mor și foarte mult proporțional, atunci folosesc termenul de holocaust. Nu a fost singurul genocid împotriva popoarelor musulmane, a mai fost și cel din Asia Centrală, început în 1916, în urma căreia au fost omorâți de asemenea sute de mii de musulmani care se răzvrătiseră că nu mai vreau să mai fie recrutați în armata țaristă să rupte și să moară pe câmpurile de război ale primului război mondial. Genocidul împotriva popoarelor ruse a avut loc și în Siberia, împotriva nativilor siberieni. Trebuie să știți că Siberia n-a fost de la început pământ rusesc. În Siberia au locuit alte popoare, peste care au venit ruși începând cu secolul XVI. În termen proporțional, cel mai cumplit genocid țarist a avut loc în insulele Aleutine, care făceau parte în secolul XVIII din Imperiul Țarist. Se aflau lângă coasta Alaskei și Alaska a făcut parte din Imperiul Țarist până în 1867, ceea ce înseamnă că Imperiul Țarist se întindea pe trei continente, Europa, Asia și America de Nord. În acele insule Aleutine a avut loc comis înfăptuit de către în principal de către negustorii de blănuri, un genocid împotriva populației indigene aleute, în urma care a murit cam 80% din populație. Este foarte mult, dar este mai puțin decât ce au făcut englezii în Tasmania, unde au murit 100% din populație, sau ce au făcut americanii la ei, Statele Unite ale Americii, când au murit 97% din americani. Totuși 80% e foarte mult. Adică bate orice se atribuie lui Stalin, Mao sau Pol Pot. Stalin, Mao și Pol Pot n-au făcut niciodată genociduri în proporție de 80%. Bun. Mă opresc aici și trag concluzia că acea noapte furtunoasă și frumoasă de iulie 1918, când a fost executat Romanovii, a fost un moment sfânt în istoria omeniei care trebuie celebrat. Și noi, când vom ajunge la putere, vom face din ziua executării Romanovilor sărbătoare națională. Vă mulțumesc, sper să ne revedem cât mai curând.